vina mea. Justin, cu cine vorbești? Sofia, iartă-mă! Iartă-mă că nu te-am ascultat! Totul o să fie bine. Dacă aș putea da timpul înapoi cu câteva ore... Justin, cu cine vorbești? Vorbeam cu... Cred că a luat o razna. A stat aici toată noapte. Justin, nu vrei să te duci acasă să dormi? La Luca, eu cred că nici nu te aude. Hai mai bine să plecăm. Dacă aș putea să dau timpul înapoi... Nu e vina ta, Justin. N-avei cum să o salvezi. Dacă aș putea da timpul înapoi cu câteva ore... Deci, în sfârșit, la prinsă șoferul Cătina, bine că s-a terminat. Și cum aveți de gând să sărbătoriți evenimentele? Justin, a trebuit să dai o petrecere la tine. Chemăm mai mulți colegi, le zicem să vină cu sucuri. Ce zici să văd asta? Ba nu, azi. De ce să lăsăm pe weekend ce putem să facem în timpul săptămânii? E, ai și tu răbdare. De fapt, de ce nu chiar astăzi? Pentru mine nu avem multe teme. Ce părere ai, Sofia? Eu nu vreau nicio petrecere, ți-am mai zis. Păi da, tu nu te bucuri că totul s-a terminat? Că l-a prins pe cel care te-a accidentat pe tine și pe mama ta? Ba da, dar nu sunt sigură că el e adevăratul autor. Of, iar începi? Ba da, Dragomir era la volan, a recunoscut. Mai bine spune că nu vrei să mă ajuți. Eu nu vreau să te ajut? Așa îmi vorbești? După tot ce am făcut pentru tine? Hei, gata, terminați amândoi. Zi mai bine că tu te-ai săturat de mine. Ce romantic, prima voastră ceartă. Ce drăguț sunteți amândoi în momentele astea. Așa sunt cuplurile, se mai ceartă. Oh, dacă tu vrei să petreci, n-ai decât, dar fără mine. Se mai ceartă, se mai despart. Am înțeles cum stau lucrurile. Nu mai ai nevoie de mine. Știi ce? Și eu m-am cam plictisit de toanele sale. Sofia, nu l-ascult, dar n-a avut să spune asta. Eu sunt cere timp de ascult. Raluco, zic eu, ăștia doi râd de noi. Eu, păcăleală, nu se ceartă pe bune. Foarte bine! Dacă vrei să ne despărțim, ne despărțim. O să-l cauți singură pe adevăratul autor. Sofia, gata, ne-a spăgălit. Bravo! Hai, întoarce-te! Justin! Justin! Nu e nicio păcăleală. Justin și Sofia s-au despărțit. Sunt Raluca și îmi place istoria. Ștefan cel Mare, 1457-1504. Sunt Coca și sunt bună la mată. 85 ani. 58 egal 4930. Sunt Michi și îmi place româna. Eu chiar citesc cărțile, nu doar culegerile de comentarii. Împreună suntem... Olimpicele! Stop, stop! Deja m-ați plictisit! Cum te-am plictisit? Nu-ți place ideea noastră de reality show? Nu! Dacă vrem să facem un reality show de succes, trebuie să ne inspirăm din emisiunile de la TV. Cu ce se asemene reality show-ul nostru? Sunt Raluca și am o soră văzută în cap. Dacă ai două mere și îmi dai mie unul, câte mere să rămână? Trei castraveți. Vreau să dansez pentru sora mea bătută în cap, încât să poată să-și cumpere un aprozar numai al ei, încât să învețe adunarea și scăderea. Dansez doar pentru bani, dansez doar pentru bani, dansez. Vai, ce surpriză! E chiar sora mea bătută în cap care are nevoie de un aprozar. Vă țin pumnii! Mult succes la duel! Iar acum, notele! Opriți-vă, nu putem să filmăm dansez pentru bani. De ce nu? Avem o pereche care dansează pentru bani și un caz umanitar. E exact ca la TV. Știu, dar nu-l avem pe bănică. Asta e problema. Nu, ne lipsește Mihai Petre. Fără Mihai Petre, n-are niciun farmec. Mihai Petre! Ce frumos e, păcat că e așa de mare. Cred că e la liceu. Dar am auzit că realitatea e mic de statură. Gata, hai uitați-mi, Mihai Petre. Ne trebuie alte idei de reality show. Deci, ți-a dat papucii, frate? Nu mi-a dat niciun papuc. Doar ne-a spus că ne despărțim. Știi, când o față se desparte din ție, zice că ți-a dat papucii. Mi-a dat papucii.
Mi-a dat papuci peste inimă. Ia ușor, așa sunt toate fetele, niște scorpi. Hei, mai sunt și eu pe niște, dar da, așa e, suntem cam scorpi. Uite, Iustin, eu știu cum te simți. Știu că probabil nu o să mai iubești niciodată. Ți-ai pierdut încrederea în fete, nu-i așa? Of, nu mai fi atât de dramatic, o să-i trec. Și ceva, nu-ți are dreptate, nu poți să suferi atât din cauza unei singure fete. Are balta pește. Așa și? Ce, Iustin, e pescar? Am vrut să spun că în școală mai sunt și alte fete, înțelegi? Asta așa e, iar un băiat ca tine, vezi odată la două, trei bănci. Crede-mă, Iustin, multe fete ar vrea să ia lucruri și să fie. Are dreptate, ești aproape la fel de plăcut ca mine. Fii serios pe tine, nu te place nimeni. Nimeni afară de tine vrei să spui. Din fericire pentru mine. Ai auzit ce a spus, Iustin? Te plac fete, dacă eram în locul tău, mă cuplam chiar acum, ca să-i fac în ciudă. Are dreptate, Victor. O să nebunească de gelozie și o să regrete că s-a certat cu tine. Bun, facem noi greșeala. Tu, dar spune pe care o alegi. Să fie Cami? Cami? N-a avut niciodată un prieten. Îi plac comediile, chipsurile și pisicile. Dar asta? Elena are un prieten, dar nu s-au ținut niciodată de mână. Îi plac băieții timiți. Îi place să citească și să asculte muzică în timpul orei. Uite, zi tu, pe cine vrei? Mă conduce în clasă? Cred că visez, mă conduce pe mine. Cum îți dai seama? Doar stăm în aceeași bancă. Fetelor, nu vă certați. O cauți cumva pe Sofia? Care Sofia? Sofia și mai cum? Sofia, colega ta de bancă. Fata aia drăguță, cu care stai în bancă și care locuiești la tine timp de o lună. Acum știi despre cine vorbesc? Așa e, Iustin? Ai zis că e singur. N-ai mințit, nu? Spune sincer, e singur sau nu? Pentru că eu nu vreau să te împart cu nimeni. Nici eu. Sunt foarte posesivă din fire. Acum mi-a picat frisa. De fapt, el vrea să fie cu amândouă. Așa e, Iustin? Nu pot să cred. Dar tu ce credeai? N-ai văzut cum a ținut și pe mine de după gât? Eu credeam că doar se sprijină de tine. Așa nu merge, Iustin. Trebuie să alegi. Ori ea, ori eu. Aha, e ca și cum ne-a pune să o leagă între înghețată și pojar. Pe mine mă alege, normal. Lasă-l să răspundă. Iustin, tu auzi ce te întreb? Iustin, tu te faci că n-auzi. Spune lui Cami că pe mine mă alegi. Știi ce cred eu? Cred că în loc să ne certăm, ar trebui să-i dăm papuci amândouă. Ai primit vreodată două pere de papuci în același timp, Iustin? În total, trei pere de papuci în aceea zi. N-am nevoie de atâția papuci. Știi proverbul cine fuge după două iepuri nu prinde niciunul? Îl traduc eu. Cine umblă cu două colegi are un singur pe culoare. Deci, pe care din ei alegi? Pe niciuna. Cred că a făcut o greșeală. Irina, știi unde s-a dus Sofia? Nu știu exact, dar cred că a plecat cu Miruna. Elena, zi sincer. Suferi după Iustin? Nu, nici măcar nu plăcea de el, vreau ca să se dea ție. Și eu? Nu știu ce vede la Sofia asta. Doi bucofani, se potrivesc. Ce frumoasă ești, Meloan Mințile. Stai că mă sună cineva. E prietena mea. Alo? Da, sunt la Alo, da, dragă, sunt la pregătirea pentru olimpiadă. Vin târziu. Ce fraier! Ia zi, o părsești pe urâta aia cu care ești pentru mine? Asta e pregătirea pentru olimpiadă, v-a să zică. O, ce surprins sunt. Nici măcar n-am auzit ușa de la intrare. Ce se întâmplă? Ce materie spre de fufa asta? Nu sunt o fufă. Tu să taci, iar tu, nenorocitule, eu te așteptam acasă să facem lecțiile împreună, iar tu te ții de mână cu asta. Nu mai vreau să mai fac lecțiile cu tine și nu mă mai filmează, nu mă mai filma, mă. Filmează-l, mă, să vadă toți colegii ce fel de om e. Bogdan, nici eu nu te plac. Era doar o păcăleală ca să te fac de râs. Ești urât și antipatic. Stop! Ce leșinătura asta? Ce e? Ne certăm bine? Voi chiar n-ați văzut la emisiunea test de fertilitate? Test de fidelitate, vrei să zici. Așa, trebuie mai multă ceartă, mai mult scandal. Știu eu, Bogdan, trebuie să urli, să dai peste cameră, să nu te mai filmezi.
Iar tu, Michi, trebuie să fii mai agresivă. Gândește-te că te înșală cu asta. Dar nu pot să mă prefac. Crezi că acolo e pe bune? Toți joacă teatru. Dacă vrei să avem un reality show de succes, trebuie să fii mai rea, mai proastă și mai vulgară. Asta vor oamenii, asta filmăm. Ești gata? Sunt gata. Ok, reluăm de la replica. Asta e pregătirea pentru Olimpiada, va să zică. Motor, acțiune! Ce faci, mă, săracule, cu pocita asta? Stop, stop! Chiar mi-ai făcut pe bune pocita? Ce zi oribilă! Mă doare capul de la limba germană. Urâtă limbă, urâți oameni. V-am salutat! Vali, tu nu vii acasă că s-au terminat orele. Te pomenești că ți s-a făcut drag de școală. Nu pot să merg acasă. De ce ai curcel, te-ai lucrat, Vlesna? Vrei să chem asistenta? Nu e vorba de asta. Mi-am pierdut stiloul, iar dacă merg acasă, mama mi va alerga. Și plus de asta, e al doilea pe săptămâna asta. Ai căutat-o în penal? Of, ești genială. Ai văzut ce ușor a fost? Perspicaco! Normal că m-am uitat în penar și nu e. Nu mai mi-aduc aminte dacă am scris cu el sau cu creion. Atunci ne uităm toți în jurul băncii. Am eu o soluție. Când pierd, când rătăcesc o clapă de păr prin cameră, lasă o distanță de un braț ca la ora de sport. Și atunci pășim toți trei în același timp. Irina, te-ai găsit cumva? Nu, mi s-a părut. Haide, să mă duc pas. Măcar aveți grijă să nu călcați pe el. Nici măcar urma de nici măcar capacul sau penița. Of, ce o să mă mai certe mama. Simplu, nu spui că l-ai pierdut, minți. Că simt noi o minciună. De exemplu, îi spui că era ignorat de... Mi s-a terminat asta. Voi confisca un pix. Dino, dă pixul tău. Florina, nu pot să vi-l dau. Pixul meu l-am moștenit de la stră bunicul meu, care purta la piept în războiul de independență 1877-1878. Vreau un pix și nu vreau să-mi cumpăr unul nou. Tu, dă-mi pixul tău. E singurul pe care l-am și nu am bani de altul. Vali, dă-mi stiloul tău acum. Doamnă, nu pot să vi-l dau, deoarece este cumpărat de scumpa mea mamă și nu vi-l dau. Vali, trebuie să te sacrifici, altfel ne ia pixul de tuturor, te rugăm. Dacă nu-mi dai stiloul, te las cu regim pe vară. Ce idee trăznită! Mama lui o să sune pe Fräulein, să-i spună de stilou și atunci își va da seama că a fost mincinos și o să lase de adevărate la corijent. Aș de idee mai bună? Normal! Vali, fii atent! Îi spui că erai în oră și te duceai în drum spre casă. Și... Necredibil! Ce ți se pare ție așa de incredibil că un agresor i-a luat stiloul? Că Vali te place pe tine. Bine, să auzim, ce idee strălucită ai tu? V-am urmărit și m-am lămurit. Nici nu știți să mințiți bine. O minciună bună începe întotdeauna de la adevăr. Vali, ascultă, eram într-o zi după ore... Ce zi oribilă! Mă doare mâna de la distanță. Cum mai mișc, m-au tunt cu mâna asta? Vali, tu nu vii acasă? Mi s-a făcut drag de școală. Mi-am pierdut stiloul de la mamă. Ajută-mi noi să-l găsești. Am o metodă că rătăcesc o clamă de păr prin cameră. Las distanță de un braț ca la ora de sport. Și pornim toți trei în același timp. Aveți grijă să nu călcați pe el. Nina, l-ai găsit cumva? Nu, mi s-a părut. Ce? Adică să mintă că l-am furat eu? Ce idee bună ai avut și tu! Nu știu, dar mi se pare că cea mai bună variantă este chiar a doua. Îi spun mamei mele că m-a urmărit un golan și mi-a furat stiloul. Dar vă rog eu mult de tot, veniți cu mine acasă, poate dacă sunteți voi, nu țipă la mine.
Bine, fată, hai să mergem să-l apărăm pe băiețel de omica. Întreabă tu, viteazul. Bună, Sofia, aștepți pe cineva? Da. Scuze că sunt indiscretă, dar Roxana vrea să te întrebe dacă cumva îl aștepți pe Justin. Așa mă bași până la înaintare? Nu, pe altcineva. Deci adevărat ce spun colegii? Te-ai despărțit de Justin? Lasă Monica în pace, tu nu vezi că nu vrea să vorbească despre asta? Sofia clipește odată pentru da și de două ori pentru nu. Stai, mai clipește odată, n-am înțeles. Ai zis da, nu, nu sau da, da, da? De ce vreți să știți? Așa, de curios. Pentru că suntem lângă tine la orice probleme dificile. Toți băieții sunt niște porci. Cel puțin așa zice mama. Justin nu era un porc. N-am vrut să zic asta, dar totuși a fost rău, nu-i așa? Nu. Cum nu? Am auzit că de asta v-aș certat. Dacă nu era el, eu nu mi-aș fi recăpătat memoria. Sofia, tu mai ai sentimente pentru el? Că dacă da, eu mă retrag, nu vreau să fiu iubitul nimănui. Da, îl iubesc. Am făcut o greșeală și trebuie să-i spun cât mai repede. Sunt Coca și bine ați venit la Frumusețe pe Muchie de Cuțit. Să o vedem pe Michi cum arăta înainte. Bună, sunt Michi, am problemă cu dinții, una cu greutatea, una cu părul, și una cu șchiopătatul. Tocmai ați văzut-o pe Michi cum arăta înainte de a veni la Frumusețe pe Muchie de Cuțit. Sunteți nerăbdători să o vedeți acum? Da, dar bine aștept să o revede, sora mea. Și eu pe amica mea. Atunci să invităm alături de noi. Michi, ieși să te vedem! Oh, sunt efectiv invidioasă! Stop, stop! Ce nu-ți convine? Păi, nu e corect. La început v-a schinuit să mă faci să arăt urâtă. Iar acum, când arăt cum arăt eu de obicei, par mult mai frumos. Emisiunea ar trebui să numească urățenie pe Muchie de Cuțit. Ai dreptate! Și eu mai sunt rău de toate reality show-urile astea. Toate sunt false! Ar trebui să facem altceva. Cum ar fi o ficțiune? Ce e o ficțiune? O ficțiune e ca un fel de serial. O telenovelă pentru copii. Sună interesant! Și care e povestea? Păi, ar putea fi vorba despre o fată care se trezește dintr-o dată și nu-și mai aduce aminte nimic, pentru că și-a pierdut memoria. Ce idei trăznite ai și tu, Michi! Unde naiba o fi? Uite! Dar de când conduce fratele meu? Măcar n-am plinit 18 ani. Sofia, Sofia! Thank you.